Suntem în acest loc minunat, și anume Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, din Episcopia Giurgiului, la cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale Cartea Veche Românească și Străină, cu titlul Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din țările române. Pentru noi, pentru Mănăstirea Comana, a fost un privilegiu și o onoare în același timp să găzduim cea de-a treia ediție a conferinței. A devenit deja o tradiție, ne dorim ca aceasta să continue cât mai mult timp, pentru că mănăstirile noastre ortodoxe au fost dintotdeauna vetre de cultură și spiritualitate în același timp. Și dacă ne gândim numai la istoria tiparului în teritoriile spațiilor românești, aceasta este strâns legată de istoria bisericii noastre naționale. Primele cărți tipărite pe teritoriul patriei noastre au fost cărțile de cult, nu întâmplător, prima fiind chiar liturghierul, cartea după care preotul săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Deci primele cărți au fost tipărite în tinta bisericii. La Mănăstirea Comana, tema aceasta a căpătat valențe deosebite, pentru că și noi suntem legați în istoria multiseculară a mănăstirii de domnitorii mavrocordați. Deoarece primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, este cel care în 1728 închină Mănăstirea Comana Sfântului Mormânt din Ierusalim, o perioadă deficitară pentru Comana, pentru că tot ceea ce avea mai prețios, documente, odoare, moșii sau patrimoniu sacru, au fost înstrăinate rând pe rând sau au luat calea Orientului. Avem, pe de altă parte, bucuria de a păstra o fărâmă din istoria Mănăstirii Văcărești, chiar aici, în incinta ansamblului monahal de la Comana. Pentru că o efigie cu vulturul bicefal, care a fost salvată în mod minunat din dărâmături de către doi studenți teologi pe vremea aceea, astăzi preoții ai eparhiei noastre, unul dintre ei chiar consilier al centrului eparhial, părintele Podaru Mihăiță, au adus-o aici la Comana, iar preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul nostru, la îndrumarea distinsului și regretatului arhitect Nicolae Vlădescu, a rânduit ca această efigie să străjuiască intrarea în casa domnească a Mănăstirii Comana, astfel încât o bucățică din istoria Mănăstirii Văcărești a rămas înfiptă pentru eternitate și expusă aici în zidurile Comanei. Istoria, vedeți, se repetă și pentru cei care nu o cunosc chiar sunt condamnați să o repete, de aceea avem foarte multe de învățat. În perioada comunistă, chiar Mănăstirea Comana, pe vremea în care Mănăstirea Văcărești era dărâmată, Mănăstirea Comana era transformată în depozite de cereale pentru CAP-ul din sat. Deci putem vorbi și despre asprimea regimului comunist ateu îndreptat împotriva bisericii și despre tulburarea pe care preoții, clericii sau slujitorii Sfintelor Altare, chiar întemnițați unii dintre ei la Mănăstirea Văcărești, au trebuit să o îndure. Fiecare loc are o istoria sa, are tainele sale, are o memoria sa care trebuie redescoperită și înțeleasă de către fiecare generație în parte. Poate că a fost înțelepciunea conducătorilor Bisericii Ortodoxe Române că poporul nu a fost îndepărtat atât de tare de Evanghelie și de credință, astfel încât după căderea comunismului, în 1989, acesta să poată reveni la biserică și s-a dovedit că după Revoluție a fost o adevărată efervescență în viața religioasă, atât în viața mănăstirilor, cât și în viața bisericii noastre în general. Sigur că locul are o memoria sa care trebuie păstrată, pentru că dacă nu ne amintim de rănile trecutului, nu putem înțelege prezentul și nu putem să ne gândim la planuri de viitor. Dacă ar fi să adresați acum un mesaj către noua generație, care ar fi acela? Să nu uităm niciodată trecutul, să nu uităm că pământul pe care călcăm este sfânt, este brăzdat de jertfa înaintașilor, de sânge, de eroi, de martiri. Aici la Comana, Evanghelia și neamul, credința și spada au fost apărate deopotrivă. Avem mausoleul eroilor din primul război mondial, aflat aici în incinta mănăstirii, iar osemintele acestor ostași sunt o mărturie până în zilele noastre a faptului că ei atunci și-au făcut datoria pentru ei, pentru neam, pentru țară și pentru noi. Întrebarea este cum ne facem noi datoria astăzi, fiecare acolo unde a fost rânduit să slujească.
Aș dori să îl rog pe părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, să ne ține o conferință inaugurală. Ne va vorbi despre euharistie și surogate euharistice, pastorala mitropolitului neofit cretanul către preoții valahi la începutul păresemilor din 1739. Părinte, ce sunt surogatele euharistice? Da, întrebare cam abruptă. Ce să fie? Înlocuitorii de împărtășanie. Sunt formele prin care încet, încet, din păcate în biserică s-a insinuat o formă, să zicem, secundă de împărtășire. În primul rând pentru cei care nu se puteau împărtăși în mod obișnuit și principalul surogat euharistic cunoscut la noi, întâlnit la noi, sunt Paștile. Adică pâinea și vinul minte în popor Paști, care, din păcate, vedeți că a fost un obicei criticat de mai mulți vlădici de la sfârșit de secolul XVII și de la prima jumătate a secolului XVIII. Și vlădici, precum Neofit Cretanu, bine cunoscut prin pastorala sa către preoții din Valahia de la începutul postului mare al anului 1739, când atenționează ca un semnal de alarmă, ca o alertă legată de participarea la spovedanie și împărtășanie precară a creștinilor necatehizați din vremea sa, săraci, pauperizați și el atestă o stare de fapt mai veche, în 1735, pe care a văzut-o și patriarhul de Constantinopol din înaintea sa. Și obiceiul acesta legat de surogate euharistice, evlavia populară, de pildă în Transilvania, a creat lucruri interesante, studiat, precum oferirea acestor paști în comunități, de către așa numiții pășteni sau pășteri. Și elita teologică greco-catolică din secolul XIX și mai înainte, cumva autolegitimându-se, au considerat că asta ar fi o cuminicătură calvină, pentru că sunt pâine și vin simple, dar cercetarea este că nu e adevărat. E vorba despre ceva ce s-a întâmplat cam în toată Europa creștină, un soi de participare sezonieră sau numai unică, în anul liturgic, înainte de Paște, în postul mare, spovedanie, împărtășanie a fost cam peste tot. Sau în ceea ce atestă mărturisirea de credința lui Petru Movilă, care spune că cel puțin în cele patru posturi creștinului dator să se spovedească și să se împărtășească. Influență rusească, funcționarii de stat ortodox trebuia să o ducă adeverință că s-a spovedit și împărtășit. Ori biserica primară n-a fost așa, la Sfinții Părinți nu e așa. Noi cei botezați, botezul ne trimite către împărtășanie, păcatele făcute după botez să iartă și să nimicesc prin spovedanie și asta ne trimite, de aceea spovedanie este o înnoire a botezului, lacrimile pocăințe sunt echivalente sacramental cu apa botezului și atunci, vedeți, sărbătoarea pascală este tocmai momentul înnoirii botezului, înnoirii făgădințelor legate de botez, lepădarea de taina răului, de satana și de ce e rău în viața noastră, prin pocăință și spovedanie și unirea cu Hristos reînnoită prin împărtășanie. Dar astea nu ca să le împlinești odată pe an și cu asta basta, ai bifat ceva și s-a terminat. Și, vedeți, duminica Sfântului Apostol Toma, toate au fost legate de catecumenatul patristic, în care în duminica Sfântului Apostol Toma, la finalul Săptămânii Luminate, ni se descoperă modul în care Hristos rămâne cu noi în duminicile anului prin Sfânta Părtășanie, care este, prin excelență, ziua eschatologică, ziua împărăției, ziua 8-a. Și vedeți, un pic chiar înainte de disputa în Muntele Atos a colivarilor legate de caracterul liturgic a zilor de pomenirea morților, da? Utarea slujirii colivelor și pomenirii morților de sâmbătă, privigherea spre duminica, a creat un mare scandal și această redescoperire a cuminicării frecvente din primele veacuri creștine. Și promotor a fost Nicodim Agherutu și Neofit Capsucalivitu. Pastorala aceasta din țara românească din 1739, din vremea fanarioților, arată că au fost sigur luminate chiar de străini, cum a fost acest Neofit Cretanu, pe care mă bucur foarte tare că Sinodul Bisericii noastre l-a canonizat anul trecut, în
2023, de sărbătoarea Sfinților Împărați, a fost proclamarea solemnă a canonizării și atunci întreaga sa lucrare și opere de luminător, de păstor responsabil și exigent, care pune în centru Sfânta Împărtășanie, mă rog, și Sfânta Spovedanie, este un moment de, dacă vreți, de reformă, în sensul bun al cuvântului, reformă liturgică și pastorală în lumea ortodoxă din Valahia, din țara românească. De fapt, lucruri pe care le continuă în spiritul mitropolitului Teodosie al Ungur-Vlahiei, în spiritul Sfântului Antimivireanu și această lucrare continuă până în prezent. Adică să nu ne mulțumim cu înlocuitori, cu supape din astea, cu surogate euharistice, și să dorim chiar să ne unim cu Hristos. Și asta asumându-ne în spovedanie și în împărtășanie această unire cu Hristos, da, care să ne inspire întreaga viață. El era foarte supărat, pentru că era, sigur, probabil un decalaj între locul din care venise, din Creta, și ceea ce a văzut în țara românească, și și-a asumat, știm că el a editat cărți, a meditat pentru limba română în liturghie, în cult, a făcut școli, a participat la eliberarea Constituției în vremea lui Constantin Marocordat legată de eliberarea din iobăgie, din robie, prin banii proprii, ceea ce arată că a fost un spirit luminat, un om și harismatic și al veacului în care a trăit și merită regăsit, eu zic că la scară mai largă. Este o figură la fel de importantă și de măreață ca Sfântul Antimivireanu. Părinte, am observat că și în ziua de astăzi rândul cel mai lung este la Paște, nu la Sfânta Împărtășanie. Cum pot fi pregătiți credincioșii din biserică mai bine, să înțeleagă mai bine că, de fapt, rândul cel mai mare ar trebui să fie la Sfânta Împărtășanie, nu la Paște. Mulți vin, au luat lumină, Paște și au plecat acasă. E adevărat, e aceeași metodă pe care o avem în biserică dintotdeauna, cateheza, care nu înseamnă bătaie la cap, făcut cap o calendar cu discursuri enorme și lungi și plictisitoare, ci trebuie spus foarte clar de ce trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim, cum trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim, ce este împărtășania, euharistia, cuminecătura și ce sunt așa zisele Paști. Și atunci eu am văzut din practica personală și altor preoți în Ardeal, dar nu numai în Ardeal, că sunt parohii euharistice și care nu au eliminat Paștele, pentru că nu ne deranjează dacă oamenii se cuminecă totuși frecvent și dacă atunci când nu pot veni la biserică pot lua această binecuvântare dimineața, nu? Și atunci un discurs clar și noi spune de pildă la Alba Iulia cine sunt persoanele care au dat Paștele, de ce le-au dat, ce înseamnă asta foarte scurt. Îi invităm pe toți, dar nu obligăm pe nimeni să participe la liturghia pascală și lumea care, în general, participă la liturghie, peste 100 de persoane participă la liturghia pascală, se împărtășesc. Restul, sigur că nu-i poți obliga, dar încet, încet am văzut că crește încet treptat numărul și prin această răbdare și prudență cea pastorală și inteligență pastorală se poate încet, încet crește rândul celor care vin la putir, nu neapărat la să ia pași și să meargă acasă să înceapă ospățul pascal. Pentru că obiceiul tradițional, în sensul patristic al cuvântului bisericesc, este, dacă se poate, cuminecarea tuturor în noaptea de Paște. Nu, sigur, oricum, dar era obiceiul ca și cei care nu erau în libertate, cei din temnițe, să vină la biserică, să lase lanțul în prizorul bisericii, să împărtășească, să meargă înapoi. Adică e definiția celui botezat. Și atunci, dacă nu înțelegem asta, dacă nu trăim cu entuziasm asta, nu se va micșora rândul celor care vin la lumină, pași și fug la ospăți, uitând de fapt că de fapt noi suntem biserica și bucuria tuturor, unii de alții, care se continua prin agapă. Am asigur că liturghia se făcea pe vremuri și eu cred că așa ar fi mai bine, la revărsatul zorilor, liturghia pascală, cu slujba de Paște înainte, cu slujba învierii, și toți mergeau, după ce se cuminecau, după această bucurie în biserică, mergeau la masa comună de acasă, nu să se opună la odihnă, cum acum mergi când ajungi la nu știu ce oră. Dar cred că și așa cum e acum, oamenii care chiar se pregătesc pentru înviere în vremea postului, atunci când preotul invită să ia lumină, acolo este chiar concluzia postului.
Ori dacă tu n-ai postit deloc, dacă nu ai participat la liturghia darurilor, dacă n-ai fost la pavecenință mare, dacă nu ai fost să spomenești strămoșii tăi sâmbătă la liturghie și la parasas, nu prea ai cum să ai lumina așa mare când te duci acolo să o aprinzi în fața altarului, când te cheamă Hristos prin preot. Și atunci nu putem aștepta schimbări peste noapte fără această insistență ca acel nucleu al comunității să se păstreze și să crească, dacă se poate. Normal ar fi ca să trăim această stare pascală în toate duminicile anului. Vedeți că sunt aceste vechi canoane apostolice care vorbesc despre faptul că dacă tu nu te-ai dus la liturghie două, trei duminici, te-ai auto-exclus din trupul bisericii, din comunitate. Și atunci, sau dacă te duci și nu te-ai împărtășit, înseamnă că tu nu crezi că acolo e Hristos. Deci scopul ar fi împărtășania, cuminecarea. Dar sigur că venim de o perioadă medievală în care lucrurile astea au luat altă formă decât în biserica primelor veacuri și trebuie o inteligență pastorală, catehetică, care să pună în valoare toate aceste comori, pentru că sigur că omul când înțelege și are conștiința asta edificată, altfel vine la altar, altfel vine la liturghie. Avem nevoie de o cateză liturgică renuită în biserică, la modul structural al cuvântului. Și atunci, sigur că vedem vocații, mă rog, pastorale legate de vlădici, legate de preoți, de profesori de teologie, care cultivă asta, dar sigur că a crescut, există o progresie după căderea comunismului. Mi-amintesc că în primii ani, după, în anii 90, când veneau la noi în țară teologi din diaspora, călugări din Muntele Atos, în procesiuni sau în perinaje, erau uimiți că în România mai există credință după atâția ani, 40 de ani de comunism. Dar erau totuși mirați că nu se împărtășesc. Și acum când a fost de pildă sfințirea altarului catedralei, a fost o schimbare. Au ieșit cu mai mult de 10 potire. Și s-a văzut că e ceva, este un progres. Adică ceva s-a întâmplat, dar mai încape loc și cred că numai o catecheză liturgică reînnoită în care oamenii să primească acest îndemn, asigur, cu o pregătire cuvenită și cu un respect față de taina bisericii. Și această progresie cred eu că va avansa. Dau cuvântul părintelui Protosinghel, asistent universitar dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța, care ne va vorbi, după cum sugerează lungul titlu al prezentării sale, și anume frecvența împărtășirii euharistice a românilor ortodoxi din secolul XVIII, oglindită în operele Învățătura Bisericească din 1710 a Sfântului Mitropolitan Timivirianul, Pastorala din 1739 amintită de părintele profesor Jean Nicolae, a Sfântului Mitropolit Neofit Cretanul și Testamentul din 1785, a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, o perspectivă canonică. Cred că expunerile pe care le-au făcut participanții la simpozionul de astăzi și mă refer în primul rând la antevorbitorul meu, părintele profesor Jean Nicolae, au oferit câteva direcții cu privire la necesitatea unei împărtășiri mai frecvente sau mai dese a credincioșilor cu Sfânta Împărtășanie, însă e nevoie, așa cum sublinia Sfinția sa, de cateheză. E nevoie de cateheză mistagogică, este nevoie de lămurirea creștinilor cu privire la deosebirea dintre anaforă, Paștile care se oferă noaptea de înviere, care nu e altceva decât o anaforă binecuvântată sau specială, și Sfânta Împărtășanie. Și anume că Hristos, așa cum spun textele Sfinților Părinți și imnele Bisericii, Hristos este Paștele nostru, El este adevăratul Paște cu care noi trebuie să ne împărtășim, cu care noi trebuie să avem comuniune, iar acea pâine binecuvântată este doar un semn și o binecuvântare a Bisericii pentru cei care, din nefericire, nu se pregătesc suficient pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. E adevărat că de-a lungul istoriei Bisericii prezența creștinilor la Sfânta Împărtășanie
în duminici și sărbători a fluctuat ca frecvență și că s-a ajuns uneori ca viața liturgică și sacramentală a creștinilor să se rezume doar la împărtășirea o dată pe an, în postul Paștilor sau așa cum întâlnim în lucrarea cuviosului neofit Cavsocalivitu, unul dintre actorii disputei colivazilor, s-a ajunsese la trei împărtășanii pe an, la trei momente în care creștinii se împărtășeau cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Însă, din fericire pentru creștinii ortodoxi români din secolul XVIII, trei mari figuri ale spiritualității românești. Este vorba de Sfântul Mitropolit Martir Antim Vireanu, de Sfântul Mitropolit Martir Neofit Cretanul și de Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica. Insistă pe necesitatea ca creștinii români să se împărtășească măcar o dată pe lună, cel puțin de 12 ori pe an. Sunt cuviosul Gheorghe de la Cernica, reprezentantul așa numitei spiritualități cernicane, vine și menționează explicit acest fapt, completând pe predecesorii săi pe aceeași linie Antimi Vireanu și Neofit Cretanu și arată că aceasta este calea împărătească, calea măsurii între cele două extreme, și anume rara împărtășanie și deasa sau foarte deasa împărtășanie. Recomandarea bisericii, potrivit cugetului ei, potrivit Sfintelor Canoane și învățăturii Sfinților Părinți, este ca să nu existe liturghie la care credincioșii participând aceștia să nu se împărtășească, evident cu pregătirea necesară, cu postul pe care calendarul bisericesc îl recomandă și cu taina spovedaniei, cu taina pocăinței. Mulți nu se apropie de Sfânta Împărtășanie, tocmai că au auzit că trebuie să se împărtășească cât mai rar. Dar mulți, să știți că critică această împărtășanie deasă. Da, eu în practica pastorală n-am forțat niciodată conștiința cuiva și au fost persoane care, la o perioadă de timp, poate chiar după ani de zile sau timp de ani de zile nu s-au împărtășit mai des, dar au ajuns la concluzia că au nevoie mai mult de Hristos și mi-au cerut ele însele binecuvântarea pentru aceasta. Sunt persoane care de la începutul apropierilor de biserică au simțit nevoia să fie mai des în comuniune euharistică cu Hristos Domnul nostru, iar recomandarea mea este ca să fie amplificat cateheza și conștientizați creștinii cu privire la necesitatea prezenței lui Hristos în viața lor zi de zi și mai ales cu privire la faptul că aceasta este lucrarea esențială a vieții lor bisericești. Că nu te poți numi membru al bisericii fără să fii membru activ și conștient al trupului lui Hristos, care e biserica, al cărei cap este Hristos Domnul și care ni se oferă permanent în liturghie în trupul și sângele său. Deci, trebuie conștientizați credincioșii și trebuie ca păstorii să aibă foarte mult tact pastoral, fără să forțeze cumva conștiințele sau liberul arbitru al acestora. Îl vom lăsa pe colegul Dragoș Ursu să ne vorbească. Văcăreștiul ca spațiu al represiunii politice. Avem pe de-o parte rugăciunea de bunăvoie și venirea în mănăstire. Monahii sunt chemați către viața călugărească atunci când simt această chemare. Pe de altă parte avem și rugăciunea de nevoie sau ca să fie întărire. Deci avem mănăstirea Văcărești, avem și închisoarea Văcărești.
Sunt două tipuri de rugăciuni diferite, dar cu siguranță aceste rugăciuni au întărit credința și monahilor, dar și a celor din închisorile comuniste. În ziua de astăzi știm cu toții ce se află pe acel teren. Nu mai este un loc al rugăciunii, dacă nu ne gândim cumva la rugăciunile prețurilor, ca să fie mai mici. Cu siguranță nu, da, nu aceasta este rugăciunea de care are nevoie acel pământ, pământul Văcăreștilor, care din păcate se pare că este cam lipsit de rugăciune în ziua de astăzi. Cât de important mai este ca tinerii, studenții ai facultăților de teologie, oamenii creștini să mai știe despre importanța acestui pământ al Văcăreștilor? Da, vă mulțumesc. O întrebare intrigantă. Pentru că ne amintim, într-adevăr, la conferința de astăzi a fost o secțiune dedicată Mănăstirii Văcărești și tocmai în cadrul secțiunii a fost adusă în atenție istoria mănăstirii și a locului Văcărești. Că dacă ne uităm, istoria mănăstirii de 300 de ani împărțită în două mari etape. Etapa când a fost propriu-zis mănăstire și apoi când a devenit închisoare. Încă din 1865 a devenit închisoarea Bucureștilor până la aproape la dărmarea ei, până în 1976 a fost închisoare, câțiva ani mai târziu a fost și dărmată. Într-adevăr, în Văcăruș a fost un spațiu al represiunii și înainte de comunism, figuri mari ale culturii noastre au trecut prin Văcărești, dacă mă gândesc de la Ion Slavici și Tudor Arghezi, iar apoi în perioada comunistă, nu, toate marile figuri au trecut prin închisorile comuniste, începând, mă gândesc la Radu Gir, la Mircea Vulcănescu, la Ion Petrovici, la figuri importante ale culturii române. Iar astăzi eu am adus în atenția publicului câteva momente de rugăciune din închisoarea Văcărești. Astăzi am adus în atenție figurile de clerici importanți care au trecut și cunoscuți, care au trecut prin temnița de la Văcărești. Văcărești a fost un penitenciar spital, un loc de trecere, de tranzit. De obicei, deținuții aici stăteau puțin. Și așa cum am spus, am avut în atenție figura părintelui Ioan Iovan, un liturghisitor, încă dinainte de a intra în închisoare. Care în figura lui astfel e consacrat, iar în detenție slujea liturghia cotidian, iar la Văcărești a avut parte, nu amintește în memoriile sale, de o liturghie de Paștele în 1956, iar în jurul, avându-l în prim plan pe părintele Ioan Iovan, am evocat și alte figuri așa menționate legate de închisoarea Văcărești. Revenind la întrebarea inițială, de ce trebuie să ne amintim, nu, așa cum a spus, locul actual al Văcăreștiului e un mall, e un supermarket, e un magazin de articole de construcții, cumva în mod nefiresc de-a locul de a intra în uitare, iar amintindu-ne pe de-o parte de ctitoria Mavrocor și de ce a semnat în plan patrimonial și cultural Văcăreștiul, pe de altă parte de a aminti și de Văcăreștiul ca spațiu al represiunii și de marile figuri martirice care au trecut pe acolo, astfel nu avem ocazia de a păstra memoria acestui loc și de a-l salva de la neuitare. Lipsa ecoului a represiunii este o modă de cenzură? Adică să acoperim așa cu pământ istoria este o formă de cenzură? Hai să uităm totul, că poate e mai bine să nu știm. Da, e o temă sensibilă asta, într-adevăr, în comunism, regimul comunist și Ceaușescu în frunte au drămat Văcăreștiul în anii 80, iar astăzi, iar după 90, în ultimii 30 de ani, Văcăreștiul prin construcțiile de acolo, prin ansamblurile de acolo, intră într-o a doua uitare, intră cu totul în necunoaștere, iar tocmai există riscul ăsta, într-adevăr. Nu e un act voit în sensul al unei politici explicite, ci a unei atitudini implicite, un efect implicit al faptului că noi zicem așa ușor banal că istoria merge mai departe, dar mergem mai departe călcând în picioare trecutul. Și asta e o temă sensibilă și, într-adevăr, și conferința de astăzi a avut rolul ăsta de a reaminti și de a ne aduce în atenție ce a însemnat Văcăreștiul. Vreau să-i dau cuvântul în ultima secțiune a conferinței noastre și anume valorificarea colecțiilor și documentelor de patrimoniu colegului și prietenului Marius Ștefan Ciulu de la Arhiepiscopia Bucureștilor, care ne va prezenta o temă extrem, extrem de interesantă intitulată Monahul și Cartea în Antichitatea Târzie. Cu siguranță, până Antichitatea Târzie, redactarea unei cărți se făcea cumva aparte, cu o greutate anume, dar și cu o importanță anume. Cu siguranță se dedica foarte mare importanță atunci când se redacta o carte. Se gândeau că la ceva sacru. Credeți cumva că de-a lungul timpului s-a pierdut această sacralitate a cărții?
Parțial se poate vorbi de o desacralizare a cărții ca și obiect datorită unei suprasaturări a pieții cu tot felul de conținuturi care nu mai sunt atât de bine selecționate. Iar asta ține cumva de modul în care a devenit facilă producția de carte în ziua de astăzi prin tehnologizare. Însă, pe de altă parte, într-o piață invadată cu cât mai multe produse și mai multe variații pe aceeași temă, dacă pot să zic așa, cartea își păstrează sacralitatea ei prin modul în care se raportează cel care o prețuiește cu adevărat la carte. Și atunci, un pasionat de carte, o persoană care într-adevăr caută ideile autentice și cărțile bune, va depune el mai mult efort în a găsi acele cărți decât, cum era în antichitate, efortul depus de scrib pentru a compune, pentru a scrie, pentru a redacta, pentru a crea acest obiect. Credeți că este important cumva să ne întoarcem la izvoare? Mă gândesc că în ziua de astăzi avem o multitudine de categorii de cărți, dar și de autori. Cumva poate autorul nu vine neapărat cu ceva original, ci vine cu anumite idei culese din alte lucrări scrise și le comprimă într-o singură lucrare, dar cumva pe drum se mai pierde și din esență. Cred de spus în ce măsură se pierde din esență. Fiecare autor în sine, chiar dacă recurge la o serie de izvoare, creează ceva. În momentul în care nu creez, nu fac decât să plagiez sau să copiez, să transmit aceeași idee mai departe. Întoarcerea la izvoare presupune mai degrabă întoarcerea către o căutare autentică și către respectarea ideilor care au fost deja enunțate, adâncirea lor, înțelegerea lor în noul context social în care ne aflăm. Întoarcerea la izvoare presupune de fapt o schimbare de paradigmă sau o schimbare de mentalitate în, dacă vorbim din perspectiva cercetătorului, în ceea ce înseamnă fidelitatea față de ceea ce a fost scris până acum. Dacă vorbim generic de întoarcerea la izvoare, trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă înaintașii noștri și moștenirea culturală pe care ne-au lăsat-o. Cumva în ziua de astăzi, din păcate, nu știu cât importanță se mai pune pe carte, cât de frecventate sunt bibliotecile sau cât de promovate sunt bibliotecile. Cum oare ar trebui tinerii atrași spre această zonă de bibliotecă? Acum depinde de, vorbiți de ziua, zilele noastre, la ce societatea zilelor noastre ne referim, pentru că când ne uităm în, nu știu, țări precum Germania, se citește mult și cartea se vinde și vinde bine. Dacă ne raportăm la zone cu instabilitate politică, economică, socială, evident că prima grijă nu mai este aceea de a achiziționa carte, ci de a asigura traiul decent și de a avea un confort minim. Pentru a atrage tinerii în zona asta e nevoie de investiții pe termen lung în educație, în cercetare, în promovarea valorilor și modelelor autentice în societate. E un fenomen complex și răspunsul ține nu de o părere individuală sau mai degrabă nu ține de ceea ce crede unul sau altul în societate, ci de modul în care la nivel social aceste valori continuă să fie promovate și respectate. Ne puteți povesti, vă rog, despre această relație dintre monah și carte? Relația este una complexă. Monahul Antichității Târzii este cel care vedea în carte, pe de o parte, un obiect de valoare, pe de altă parte, prețuia ideile din interiorul cărții, din text. Dar, în același timp, exact și o formă de, am putea spune, cenzură, prin care un părinte spiritual, un părinte înduhovnicit, era cel care alegea pentru novice, pentru ucenic, ceea ce el urma să citească pentru a avea o creștere duhovnicească favorabilă. În același timp, monahul era și cel, sau anumiți monahi erau cei care produceau cărți și făceau parte din adevăratele rețele de copiere, transmitere și creiere de carte. Așa că, în sine, cartea reprezenta o coordonată a vieții zilnice a monahului în Antichitatea Târzie și, în același timp, un obiect prin care el devenea un factor de stabilitate, un factor de coeziune la nivel social, un factor de îndrumare, de mediere și așa mai departe. Am să dau cuvântul domnului doctor Arcadie Bodale de la Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Iași, cu o temă interesantă, vânzarea bibliotecii lui Mihai Cogălnicianu, tipropiei școalelor din Moldova. De ce a avut loc această vânzare a bibliotecii lui Mihai Cogălnicianu? O pierdere sau un câștig?
Nu a fost pierdere, că a fost vândută statului român, adică Ministerul Învățământului de atunci al Moldovei. Ea a fost donată Bibliotecii Academiei Mihai Lene, iar după desfințarea Principatului Moldovei, ea a trecut în, foarte probabil în proprietatea Bibliotecii Academiei Române din București. Au fost foarte multe manuscrise vechi, cronice ale lui Radu Popescu, Miron Costin, Grigore Ureche, Nicolae Costin, Simeon Dascălu, deci, Nicolae Muste, Axinti Uricariu. Și toate acestea au fost păstrate. Dacă nu ar fi fost vândute, se risipeau în diferite colecții private, care de adeseori iau calea străinătății. Sunt trecute peste graniță, la noi Poliția de Patrimoniu nu prea este lăsată să-și facă datorii, așa încât foarte multe bunuri de patrimoniu au plecat peste graniță, s-au ajuns în colecții private din muzee și arhive. Credeți că aceste documente de mare valoare ar trebui expuse nu neapărat faptic, ci prezentate mai mult în școli pentru a se aduce o importanță acestei istorii? Ar trebui să fie un departament în cadrul Ministerului Educației care să valorizeze patrimoniul cultural al României, pentru că dacă un tânăr învață valoarea patrimoniului, știe să-l prețească. Dacă nu învață, nu are de unde cunoaște importanța lui și atunci el consideră că orice document vechi este o hârțargă. Noi avem foarte multe cuvinte peorative pentru hârtiile vechi. Hârțoagă, terfeloc, sau mai știu eu cum, da? Și asta vine din lipsa de educație. Ori în spațiul românesc nu prea s-a pus accent pe educația pentru protejarea patrimoniului național. Această protejare, iată, trăim și totuși în era aceasta tehnologiei, unde informația o avem la câteva secunde distanță, oare ar trebui dusă și în această zonă, această valoare, aceste informații? Ea ar trebui dusă, pusă la dispoziția tuturor celor interesați pe suport digital, ca fiecare să-și găsească informațiile de care are nevoie atunci când socotește că trebuie să cerceteze acele documente. Asta are nu numai importanță pentru a facilita accesul la document, ci și pentru protejarea documentului, pentru că el nu mai este răsfoit la nesfârșit de fiecare. Ori, dacă un om nu are informații prea clare despre ceea ce caută, răsfoiește deseori degeaba documentele. Ori dacă el îl găsește pe un suport electronic pus pe o platformă, îl descarcă de acolo și documentul se păstrează. Nu este afectată integritatea lui. Asta ar trebui să fie principala preocupare a autorităților contemporane. Din păcate, nici aici nu prea strălucim. Alte țări își protejează patrimoniul și fac educație pentru patrimoniu, începând cu grădinița. La noi nici măcar la facultate nu se face lucrul ăsta. Alte țări își trec tot patrimoniul pe suport electronic, la noi s-a început timid și adeseori platformele care au fost inaugurate la un moment dat ajung să fie nefuncționale și nu mai pot să accesez datele care au fost scanate. Spre exemplu, Biblioteca Digitală a Bucureștilor, fostă Daco-Romanica, o platformă națională făcută după Galica din Franța, a ajuns să fie accesibilă doar în cele mai bune cazuri de câteva ori pe an. Acum este accesibil pentru că este campania electorală. Cum se termină campania electorală, mă tem, chiar este inaccesibilă încă luni bune, dacă nu cumva ani. Ori acest lucru este inadmisibil într-o societate care crede că se află în mileniu 3. Domnitori, și avem în istorie suficienți oameni cu nume mari, de o mare importanță, care au pus accent atât pe cultura românească, pe istoria românească și pe credință. De-a lungul timpului s-a pierdut această importanță. Cum credeți că s-ar putea rezolva această situație? Prin educație, prin facerea ca justiția să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Ori o societate care nu are justiție este o societate destinată pe ire. Ori la noi justiția servește deseori interese mafiote. Fie nefăcându-și treaba, fie făcându-o în mod deficitar, fie ținând dosarele până la prescriere. Sau invocând fel de excepții care nu și-au locul. În perioada medievală sau modernă,
Fiecare leu din bugetul statului era verificat, iar dacă se găsea cu cineva o cheltuit ceva mai mult decât era prețul de pe piață, trebuia să plătească din buzunarul lui. Ori la noi se fac cheltuieli aberante și nimeni nu răspunde. Și apoi ne plângem că nu avem bani la buget. Deci nimeni nu răspunde pentru ceea ce face. Am ajuns într-o epocă în care absurdul a ajuns lege. Există documente, dovezi care atestă acest lucru? În arhivele din Iași avem foarte multe documente. Dacă se restaura o biserică, se construiau o chilie, un palat domnesc. Spre exemplu, în momentul în care a fost ales Alexandru Iacuza, domn al Moldovei, pe 5 ianuarie, s-a amenajat în palatul domnesc o cameră pentru alegeri. S-a justificat fiecare achiziție, inclusiv ața folosită la prinderea steagurilor. Totul. Și documentele se păstrează în arhive. După ce se făcea cheltuiala, se venea o comisie de la un minister, echivalentul de astăzi al Curții de Conturi, atunci se numea Controlul Statului, și verifica. Știa foarte bine care este prețul unui metru de pânză sau unui cui în piață și cu cât s-a achiziționat. Dacă era mai mare decât în piață, cel care l-a achiziționat plătea diferența. Ori la noi acum se fac achiziții, spre exemplu, de borduri care sunt supraevaluate. După 2 ani de zile, acele borduri se sparg pentru că sunt făcute din materiale proaste. Se asfaltează astăzi, mâine se sapă, se pune un canal, se reasfaltează. Nimeni nu răspunde. Atunci, niciun leu din bugetul statului nu era cheltuit aiurea. Nu știu care este soluția, probabil responsabilizarea celor care înfăptuiesc actul de justiție. Dacă actul de justiție nu este făcut cum trebuie, toată societatea se răușește. După justiție urmează educația, sănătatea și celelalte. Vă rog să-mi spuneți care este legătura dintre tema aleasă de dumneavoastră și conferința care s-a desfășurat astăzi. Faptul că foarte multe cărți vândute de Mihailo Gălinceanu, Bibliotecii Academiei din Iași, Academiei Mihailene din Iași, provin din țara românească, manuscrisele de cronici și psalteri pe care le avea el în bibliotecă erau împrumutate în țara românească, deci era o circulație a ideilor fenomenală în vremea respectivă, necunoscută nici măcar celor mai titrați istorici, pentru că accesul la aceste documente pune o serie de piedici, începând cu paleografia. Paleografia chirilicei tranziții a ajuns o artă în care puțin mai pot să citească documente, prin care puțin mai pot să citească aceste documente. Așa încât marea majoritate preferă să ia informațiile din cărți publicate, adeseori cu foarte multe omisiuni sau erori sau distorsionări, și ca atare ne-am îndepărtat de adevărul istoric. Ori o reîntoarcere a cercetătorilor la documentul de arhivă ar presupune ca în facultățile de istorie să facă paleografii temeinic și atunci o să avem o istorie cu adevărat temeinică făcută, nu ideologizată sau care servește unor interese particulare.